Da, a sosit timpul. Eu o să vă arăt prima mea ramură de vlog existentă, prima mea rădăcină de unde am plecat, să zicem, cu vlogul ăsta, că să zicem că asta fac acum, deși habar n-am, frate, nu știu, mie stil, frate. Înainte să pornesc videoclipul, vreau doar să vă rog să nu mă judecați, eram într-a șasea, da, și nu știam ce fac, ok? Nu știam ce fac. O să încerc să ascund urmele canalului ăstuia, pentru că nu vreau să știe nimeni de unde, deci nu pot, frate, nu pot, mai bine iau și le aplaudesc pe canalul ăsta decât să vadă lumea ce era pe canalul ăla. Eram într-a șasea, frate, eram copii și voiam și noi, frate, voiam și noi să fim ca hiping, mă înțelegi? Ca să înțelegeți care e treaba asta cu ce se întâmplă pe aici, da? Eram trei puști dintr-o școală care s-au dus în spatele școlii, cum ar veni, să facă un videoclip cu beatbox, frate. Niște beatboxeri adevărați, frate. Salutare tuturor, Oh, da, privirea asta, mă, frate, când s-au uitat atunci încolo cum ar veni, acolo eram eu, frate, și eram un pic mai sus, o să vedeți imediat. Asta e un coleg de-a meu, îmi pare rău că-l fac de râs, asta e, frate, am ajuns și eu la 23.000 de abonați, trebuie să fac și pe asta, hai să vedem, să-i dăm drumul. Special, adică este prietenul meu, Luci, care a început seria de Minecraft. Lucii. Hey! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ai vrea binevenit lui Luci și s-a văzut demoralizarea din ochii lui, frate, ce palu. Uite un snake mai micuț, frate, uite un snake mai micuț. Frate, aveam umerii cât am talii, acum ești nebun la cap. Bă, frate, mă jur, parcă aveam pareză la frunte, frate, nu vezi ce frunte, aveam noroc de părul la mă, că l-acoperea cu lui. Ce gură aveam, frate, parcă, băi, să nu, băi, băiatul. Aveam față de Asian de la pe care îl cheamă Luci, ți-o ia, nu știu, de ce față aveam, frate, mă. Bă, frate, și uite-te la mâna aia, frate, cât de paralelă stă pe lângă corp. Uite, uite o leacă, frate, parcă am pareză la mână, ești nebun la cap, o țineam ăla, ce dracu, mă. Ah, în fine. Lumea, eu sunt Luci și probabil mă știți dintr-un tutorial de-al lui Tudor în care prezentați skill-urile de Minecraft. Bă, frate, deci mi-e rușine de mine, frate, deci, bă, parcă aveam schizofrenie avansată la gură, bă, nu, parcă nu puteam să vorbesc, mă, parcă, nu știu, parcă am o problemă, frate, parcă am un handicap, nu, frate, cu mâna aia parcă le arătam, frate, la ăștia că mi-am tăiat unghiile, frate, le țineam așa și țineam numai așa, uite, ia vezi, ia, unghii tăi aici, ia uite și pe asta, și pe asta, tăiate toate frumos aici. Eu nu eram în stare să țin un speech, frate, bine că filmasem nu știu câta oară, frate, că eu săream, ba, pe lângă, ba, în cadru și uite, uite ce față de la mâncii tare, Tudor. Continuăm. Ok, stai. Uite, uite, o, mama, bro, ești nebun la cap. Eu nu înțeleg, frate, deci tipul ăsta, efectiv, făcea intro-ul lui Bobo Spider. Dacă nu știi cine-i Bobo Spider, e un YouTuber. Numai că el pur și simplu, cum era așa grăsan, frate, bine, acum e mai slab, că da, tot e grăsan, și acum o vin, salutare, tu rolezi Bobo Spider. Bă, frate, what the fuck? Și ca să înțelegeți, el era Xenox the Beatbox Boy, da. Bă, la ce fețe aveam, zici, când a arătat cineva cu ciocolată, frate, ce fețe aveam, frate, și tipul ăsta aici cu lez Bobo Spider. Vreau țâțucile pe aici, frate, bun la cap, eu cu pareză aici și el aici, da. Bine ați venit la un nou episod din Telefunky Show. Astăzi vom face un episod de beatbox. Să dăm Bă, deci de chestia mea cea mai rușine, mă. Bă, deci aici nu pot. Bă, nu pot, mă. Deci ca să vă explic o treabă. Eu nu știam, eram paralel, frate. Eu știam să scot doar un sunet care era atâta știam să fac, bă, că nu știam beatbox. Că mă luase grasul ăsta în baie și mă învățase să fac beatbox. Că gata, ești pregătit, știi? Și după am ieșit să filmăm videoclipul ăsta, frate. Și îl filmasem în spatele școlii, știi? Și ne era că se uita lumea la noi, frate. Doamne, mă. Dacă vreți să vedeți schizofrenie, frate, în cel mai avansat mod posibil, vă rog, uitați-vă la mine, adică, ia, oh. Îmi flutura mâna cu pareză. Bă, parcă aveam mâna paralizată și încercam să umi la treapta, în stânga, așa. Ăsta făcea scratch-ul ăla, făcea beat-ul, eu făceam un alt handicap pe care l-aveam era că ținea mâna la gură. De ce ținea mâna la gură? Dacă eu făceam e cu șusta asta, frate, e așa, e șmecherie, că gândeam atunci, nu eram proști, adică se pare așa, că știu că, dar eu nu știam, știi? Puuu!
Te rog, Doamne, ajută-mă. Deci, Doamne, sper că m-am maturizat. Nu ai văzut să fac, frate. Hop, chop, hop, 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 chop, hop, chop, hop, chop. Mi-e rușine, mi-e tine mult de mine. Nu l-am cunoscut, m-am un babuin ca ăsta, frate. Frate, și aveam și o bluză cu 2006. Mă rog, să mă ajute bunul Dumnezeu să continui acest videoclip. Hai să-i dăm, frate, vedem ce faci. Uite-mă acolo, frate. Uite ce față aveam, frate. Eu acolo eram în lumea mea, frate, eu acolo eram săracu, ce dracu vor ăștia de la mine, frate. Eu vreau doar să mănânc mărul ăla pe care mi l-a pus mama la pachet. Asta aveam. Că eram un Chinese, Japanese de ăla, știi, așa, cu hai de chomping un pic. O mână era pareză așa, la asta era paralizat, asta făcea așa, știi. Eram în lumea mea, n-aveam nicio treabă, îți dai seama, n-aveam absolut nicio treabă. Dă-i acolo. Nu! Am uitat de fata asta. Bă, hai să mai revedem o dată, mă jur. Aia n-am înțeles-o, frate. Strigătul ăla de luptă, frate, care face beat-ul mă. Yo, știi? Yo! Hai să vedem. Ia. Hai, ce mața mea! Nu știu dacă n-am cumva camera peste, dar dacă îmi prindeți fața, aveți voie să-mi faceți meme, habar. Dar că așteptam, frate, să mi se introducă praz în gură, știi? Să mare praz în gură, știi? Și eu... A, schizofrenia continuă. Iop, ai făcut și tu, ai făcut, bravo, măi, te-ai dus. Ești prost. Ai, ce figură ți-ai tras. N-ai făcut nimic și... Da, și eu opri videoclipul. Băi, na, de mie rușine, frate, mă. Nu mai țin minte pantalonia, frate. Chiar vreau perechi de aia de pantaloni, deci era genial, frate. Era un fel așa de bluși de ăștia, era forțe. A, bine, bă, trebuie să vă arăt și eu de la ce pământ, de unde am pornit. Că toți am fost, până la urmă, fragment de stea. Așa eram și aici, eram fetus, abia bă. Da, și eu să vorbesc un pic și am făcut și o videoclip cu beatbox, cu iop, știi? Simt așa cum mi se dezvoltă paralizia asta schizofrenică în mine, știi? Tocmai de atunci nu mai vreau să. Da, bă, deci ne vedem data viitoare, nu știu, poate o să încerc să fac și o live-uri, frate, mai vedem. Uitați de un like dacă ați văzut cel mai schizofrenic om de pe lume și ne vedem, nu? V-am pupat, bă! Mânzi cu genunchi nesiguri, nu-s pentru o cauză pierdută ca un leu între 5 tigri. Un fel de zmeu, ești un bou cu acces la internet. Tu auzi, nu asculti, plus că tu în locul lui te-ai fi sinucis de mult plus. Te-ai prea serios, plus că nu...